Bună seara, bun găsit la emisiunea Vocile Iașului. Discutăm despre bacalaureat și despre sistemul de educație în această seară. Este de altfel și prima zi în care se dă prima probă la bacalaureat. Este vorba despre probele orale. Deci discutăm despre acest subiect major din punctul nostru de vedere. Nu doar cele ce se întâmplă pe scena politică sunt atât de importante, acestea poate sunt chiar mai importante, despre educația viitorilor cetățeni ai României și nu numai ai României. Vorbim împreună cu profesorul Liliana Romaniuc în această seară. Bună seara, bine ați venit! Bună seara! Expert la Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar. Vă propun să urmărim o scurtă știre despre ce s-a întâmplat astăzi la bacalaureat și apoi revenim la discuție. Mii de tineri care au terminat 12 clase au început de astăzi seria de examene. Unii chiar și pe ultima sută de metri s-au prezentat cu foi în mână și studiau în fața centrelor de examen. Cei mai mulți au ieșit optimiști din sală. Foarte ușor, din punctul meu de vedere. Adică m-am descurcat. Și am zis că și restul colegilor s-au descurcat. Fiindcă e ceva așa, ușor. Nu m-am pregătit. A fost ceva spontan. A fost bine. Au fost texte ușoare, accesibil pentru toată lumea. Și cred că o să fie ușor. Ai vreo materie la care crezi că ai întâmpinat probleme? Da, la mate. Am mai avut și mici scăpări cum ar veni. Dar eu sper că m-am descurcat. Au fost pentru diferite categorii din punct de vedere al capacităților intelectuale, așa cred eu. Au fost în unele subiecte mai grele, unele subiecte mai ușoare. La ce calificativ te aștepți? Experimentat, normal. Din cei 7.000 de absolvenți din Iași, un sfert nu s-au înscris. Aceștia fie nu au mediile încheiate, fie nu s-au simțit pregătiți pentru a susține examenul de maturitate. Această probă este susținută de peste 5.500 de candidați în 45 de centre de concurs. Mai exact, în județul Iași s-au înscris pentru această sesiune 6.059 de candidați. Examenul va continua cu evaluarea competențelor digitale. Bacalaureatul se desfășoară până pe 3 iulie, iar primele rezultate vor fi afișate pe 6 iulie. Am urmărit primele reacții și ale elevilor după aceste prime probe de la bacalaureat de astăzi. Discutăm împreună cu Liliana Romaniuc, expert ARACIP. Așa cum am văzut, un sfert dintre elevii de liceu nu s-au înscris pentru susținerea acestui examen. Ce ne spune această cifră? Este îngrijorător? Este firesc? Nu știu dacă este numai decât îngrijorător, pentru că nu știu dacă toți copiii chiar trebuie să promoveze clasa 12-a. Din nefericire, în sistemul educațional românesc, a repeta un an sau o clasă înseamnă ceva extrem de rușinos. Nu cred că așa ar trebui să privim. Unii dintre noi învățăm mai repede, alții avem nevoie de un timp mai îndelungat. Deci eu aș privi pe acești tineri, acest sfert din numărul lor, ca pe unii care sunt responsabili, care și-au dat seama că nu fac față examenului și că mai au nevoie de timp de învățat. Dar oare chiar așa să fie? Am fost ușor ironică. Nu. Cred că nivelul lor l-am văzut și din materialul dumneavoastră, din modul în care ei s-au prezentat sau au răspuns întrebărilor pe care dumneavoastră sau colegii dumneavoastră li le-au adresat. Răspund foarte scurt. Deci dacă tinerii aceștia vor obține certificatul de sau calificativul de experimentat, vă puteți imagina la ce am redus exprimarea în limba română sau competențele lingvistice de exprimare în limba română? Este ridicol. Asta este ce pot spune. Da. Pe de altă parte, cred că colegii mei profesori, și aici o spun la modul cel mai serios, cred că și-au dat seama că tinerii aceștia nu au nicio șansă să promoveze examenul și atunci, din motive, unele dintre ele aș putea să le numesc subiective sau de protecție a școlii. Extrașcolare. Au considerat că e mai bine să-i mai lase încă o perioadă să studieze. Nu cred că se va întâmpla lucrul acesta decât cu foarte puțini dintre ei, ca să fiu nu ironică, ci realistă până la capăt.
din păcate. Rămân puțin în aceeași zona întrebării și vreau să întreb dacă nu era mai bine totuși, înțeleg acest aspect, nu toți trebuie să termine, nu există, nu avem, nu e ca înainte. Noi suntem foarte, foarte diferiți și exact. Avem nevoie de timp diferit de învățare. Da? Așa ar trebui văzut. Din păcate, noi nu promovăm lucrul acesta și credem că odată ce ai terminat o clasă, trebuie obligatoriu să treci în cealaltă clasă. Bine, e o problemă de sistem. Sistemul trebuie regândit și trebuie organizat altfel. Exact. Oricum, adică, sistemul împinge elevul să facă acest lucru. Asta este o problemă și al doilea aspect legat de mentalitate. A avea nevoie de un timp mai mare de învățare nu înseamnă că ești prost sau că nu poți deveni un specialist bun în ceva. E o problemă cu faptul că termină clasa 12, sunt elevi care termină clasa 12, iată, un sfert dintre ei, dar nu mai merg la examen? Pentru că... De nu ce cred că aceasta este problema. Problema este tot una de sistem. Fie pic, fie... Nu știu ce se întâmplă. Mai bine merg. Nu cred că aceasta este... Bine, cauzele nu sunt... Deci noi ne uităm la efecte. Deci în momentul în care noi ne uităm la finalul clasei a 12-a, deja este prea târziu. Ca să putem avea o judecată realistă și cât de cât obiectivă, ar trebui să ne uităm la intrare. Cum mi-au intrat copiii aceștia în liceu. Dacă el a intrat cu media 2 și profesorul mi-l duce undeva la media 4 sau chiar 5, el a înregistrat un progres. Problema este că el nu avea ce căuta acolo. Acesta este un aspect. Al doilea aspect e legat de faptul că toți copiii sunt supuși acelorași metode, acelorași strategii de învățare și aceluiași curriculum. Ori, din punctul meu de vedere, cred că acesta trebuie diferențiat în funcție de nivelul pe care îl are fiecare copil sau grupuri de copii din clasele respective. Prin urmare, ei sunt ca în armată, puși așa înregimentați. Din păcate, ei nu pot ține pasul. Aș putea zice că dezertează pe traseu, iar alții dezertează la final. Nu, situația este una dramatică, dar este o situație legată de sistem. Și chiar voiam să vă felicit pentru faptul că faceți o emisiune de educație într-un moment în care toată lumea se uită la cu totul altceva, care e total lipsit de valoare, de altfel. Dar bacalaureatul mai are valoarea, aceeași valoare ca în urmă cu 20 de ani? 25 de ani, să spunem, nu știu. Trebuie să luăm un punct de reper cu care să facem comparații. Nu știu dacă este foarte corect pentru că să facem o astfel de comparație, pentru că contextul este total diferit. Un bacalaureat pe vremea mea însemna ceva. Un bacalaureat bine luat și o admitere la o facultate bună ți asigura un viitor. Astăzi lucrul acesta nu mai este adevărat. Nu mai este real, decât parțial. Astăzi, mai curând e importantă capacitatea copilului, tânărului, persoanei de a învăța și de a se adapta în mod constant schimbărilor la care cu toții suntem supuși și la care asistăm. Și acest lucru nu ar trebui să-l învățăm totuși cumva? Asta este o altă problemă. Este o altă problemă, iarăși. Capacitatea aceasta trebuie sau poate fi și educată, nu doar e născută, bănuiesc. Nu, în mod clar, se obține prin educație. Vorbim despre competențele pe care ar trebui să le aibă un tânăr. Observați, noi vorbim de trei categorii de competențe. Competențele lingvistice la limba română, competențele lingvistice la o limbă străină și competențele digitale. După exact. Care vin celelalte trei sau patru probe de bacalaureat. Exact, exact. Dar, de fapt, viața înseamnă mult mai mult decât aceste trei categorii de competențe. Dacă e să ne referim doar la ce a stabilit Uniunea Europeană, 8 competențe cheie, cum le verificăm pe acestea? De exemplu, competențe de managementul vieții personale, competențele de respect față de alte grupuri care gândesc altfel decât gândești tu, nu? Competențele antreprenoriale, acestea, pe acestea cum le verificăm? Se dobândesc în timp. Și sunt competențele locul de muncă. Care, până la urmă, ai cea mai mare nevoie în viață. Pentru că, să fim foarte sinceri, dumneavoastră vă mai amintiți integralele? Nu. Dar presupun că ați învățat serios la integrale. Am învățat, pentru că dacă v-aș pune acum, exact, dacă v-aș pune acum să derivați, mă îndoiesc că ați mai reușit să faceți lucrul acesta. Eventual, ați extrage o rădăcină pătrată în regulă, deși nu se știe. E adevărat, existau discuții și atunci legate de utilitatea acestora, dar se spunea că, sigur, se întâlnesc des după aceea tipul de exerciții pe care trebuie să le facem și trebuie să ne antrenăm creierul. Acesta era, nu știu, ce spuneau profesorii în liceu. Dumneavoastră știți că eu sunt profesor de matematică, da?
Și a fost și este una dintre pasiunile vieții mele, matematica, da? Uneori regret că nu mai predau zi de zi așa cum o făceam în tinerețe, să spun. Nu, nu sunt de acord. Cred că fiecare... Nu sunt explicații suficiente. Nu se susține. Vreau, da. Nu. Spuneți-mi și mie, dacă ești un bun... o persoană care derivezi foarte bine și integrezi foarte bine la matematică, dar nu faci altceva decât să aplici niște formule. Da? Ce anume dezvoltăm? Capacitatea de memorare și de reproducere. Ori aceste lucruri erau cumva valabile în timpul în care eu am făcut școala, de exemplu. Când dumneavoastră sunteți mult mai tânăr. Dar acum, toate lucrurile acestea sunt la un clic distanță de fiecare dintre noi. Cred că mai important este că atunci când am pus mâna pe un text să fiu capabil sau capabilă să-l înțeleg, să procesez informația respectivă și apoi să o pot aplica. Ei, dacă privim educația din această perspectivă, aproape 50% dintre elevii noștri sunt analfabeți funcțional. Asta înseamnă că ei lecturează un text, dar nu-l înțeleg, nu sunt capabili să facă conexiuni, nu sunt capabili să-și formuleze un punct de vedere. Ați văzut copiii pe care i-ați care intervievat. Acelea sunt răspunsuri de absolvent de clasa 12. Este absolut jenant. Și noi putem numi acesta un bacalaureat luat? La ce ajută până la urmă diploma aceea? Adică o să spun ceva care nu știu dacă o să vă placă dumneavoastră sau telespectatorilor dumneavoastră, dar atunci când trăiești într-o țară defectă, te poți aștepta la un bacalaureat normal? Nu, nu, nu. Și ăla e defect. Cum trebuie să privim acum bacalaureatul? Mai este o miză? Așa cum îl descrieți dumneavoastră, sigur, îl descrieți cumva într-o situație în care ar trebui să existe și un sistem de educație bine pus la punct. Bacalaureatul este capătul firului. Exact. Într-un fel, nu e corect ce spun eu, ce fac eu acum, că ce spun e regulă. Pentru că și ce facem noi, că eu fac pentru că dumneavoastră m-ați invitat aici. Analizăm finalul în loc să ne ducem la cauze. Analizăm efectele. Într-un fel nu este neapărat lipsit de sens acest lucru, pentru că acești elevi sunt la final. Deci, indiferent că noi vom vorbi și vom vorbi în curând și despre începutul firului, pentru ei viața încep sau sunt deja... Nu am spus că nu are sens. Are sens, evident, cel puțin pentru conștientizare. Cel puțin pentru a ridica anumite probleme care... sper eu, sperăm noi să ridice niște semne de întrebare celor care ar trebui să ia niște decizii în sensul acesta, dar și nouă, celor care suntem direct implicați sau dumneavoastră sau telespectatorilor dumneavoastră. Până la urmă, de educația copiilor noștri, în final depindem cu toții. Exact. În viitor. Exact. Da? Nu. Bacalaureatul cred că este o miză. Nu știu, nu cred că mai este o miză acum, având în vedere că el era o miză în momentul în care te duceai la facultate și erau locuri limitate. Acum nu mai e cazul. Este o miză eventual pentru acele facultăți la care se ia în calcul bacalaureatul, media de la bacalaureat. Și sunt tot mai dar puțin, din nou, sau... exact, din nou, este discutabil. Eu nu sunt o susținătoare a unui examen de admitere când se intră la facultate, nu. Eu spun așa, poate să intre toată lumea, dar trebuie să termine doar cei care știu carte. La fel este și la liceu, la fel este și la finalul ciclului primar și la finalul ciclului gimnazial. Până la urmă, copiii aceștia intră în clasa a noua după ce au absolvit clasa a opta. Când au absolvit clasa a opta, înseamnă că au avut măcar media 5. Acea medie 5 nu și-au pus-o ei singuri, am pus-o noi profesorii. Cum poți spune media 5 unui copil care este aproape analfabet, nu doar analfabet funcțional? Cum poți să dai un calificativ de experimentat în unui elev care ați văzut cum răspundea? Care nu vorbește ca un elev experimentat în, nu, de niciun și fel. Care ar fi dobândit cunoștințele, e jenant. Abilitățile. Pentru mine, ca profesor, ca persoană care lucrează în sistem, este de-a dreptul jenant. Credeți că ne întoarcem puțin la începutul firului, dar nu neapărat la începutul firului spre clasa 1, ci spre cronologic, vorbind cu sistemul de educație. Credeți că există vreun moment în care ar fi trebuit să luăm decizii radicale în legătură cu sistemul de educație? Nu știu, în ce an? Poate în 2006, când a existat un celebru raport asupra stării sistemului de învățământ din România,
dar care nu știu în ce măsură a fost luat în considerare de cei care trebuie să decidă. Eu cred că momentul acesta este în fiecare zi și cu cât îl amânăm, cu atât este mai dramatic pentru noi. Fără îndoială am pierdut niște trenuri, da? Am avut momentul, cred că a fost momentul Marga, de prin 96-97, care a fost un început de reformă sistemică, aș putea spune, care nu a fost continuată. A venit momentul Mircea Miclea, care iași, raportul în 2006, da, nu, înainte, când a fost ministru, care cumva a vrut să ducă mai departe reforma și a venit cu multe elemente de noutate și cu o analiză foarte profundă a sistemului. Am ratat și momentul ăla pentru că nu erau asigurate fondurile pentru astfel de reformă. A venit momentul 2006 cu raportul și apoi strategia și pactul pentru educație, pe care l-am ratat și pe acesta, deși au fost primele documente foarte bine documentate și foarte bine argumentate cu privire la ceea ce ar trebui să facem în viitor. A mai fost momentul 2011 cu greșelile lui fără îndoială, l-am ratat și pe acela. O nouă lege, am înțeles că urmează, o nouă reformă sau contrareformă, nici nu știu cum să o mai numesc. Și pentru că ați vorbit despre aceste puncte din acest traseu, cine credeți că se opune mai mult? Se opun chiar profesorii care poate de multe ori chiar sistemul este reticent la schimbare, e frică de schimbare, adică cei din interior, nu neapărat cei din parlamentarii care ar trebui să ia deciziile majore, să asigure și resursele. Nu știu dacă numai decât profesorii sunt rezistenți la schimbare, pentru că și ei, ca și copiii, au trecut prin foarte multe schimbări. Cred că sunt în primul rând, nu cred că sunt schimbări adevărate. Cred că sunt doar niște cosmetizări. Eu susțin foarte mult descentralizarea sistemului. Deci primul lucru de care avem nevoie este o strategie de care să nu ne atingem vreme de 10-15 ani, indiferent de culoarea guvernării politice. Ăsta este primul lucru, o strategie pe care să ne o asumăm cu toții și să spunem, acesta este drumul pe care vrem să mergem. Fie că este vorba de profesori, fie că este vorba de părinți, de societate în general, de, în fine, angajatori, decidenți și așa mai departe. După aceasta, cred că este extrem de important, mă întrebați de momente și acum mi-a venit în minte, am avut mult mai multe momente. Am avut momentul din 2000, când am participat pentru prima dată la testele internaționale și am fost coadă, la coadă. După care am avut momentul 2003, 2006, în 2003 nu am participat, 2006, 2009, 2012 și urmează acum 2015, doar pe PISA. Dar au fost și celelalte teste, PIRLS-ul, la care am participat din 4 în 4 ani și TIMSS-ul pentru matematică și științe. Prin urmare, am avut semnale și au fost momente. În momentul în care vezi că ești pe ultimul loc în Europa și pe unul dintre ultimile locuri la nivel mondial, oare nu e un moment să te oprești să spui, hei, încotro merg? Ce se întâmplă cu copiii aceștia? Încotro îi duc? Adică momente au fost. Dar să revin. Cred foarte tare că este important să descentralizăm sistemul. Ori noi, în loc să-l descentralizăm, el este din ce în ce mai centralizat. Și au fost astfel de momente. În anul 2000 am avut un raport din partea Băncii Mondiale și experți de la Banca Mondială ne-au arătat care sunt cauzele în 2000, 15 ani în urmă, care sunt cauzele rezultatelor slabe și ale performanțelor extrem de căzute ale elevilor noștri. Una și modalitățile de îmbunătățire. Una dintre ele era descentralizarea. Și descentralizarea sistemului nu trebuie să însemne un scop în sine, pentru că nu despre asta e vorba. Descentralizarea sistemului este o modalitate de îmbunătățire a calității serviciilor educaționale. La asta trebuie să conducă. Și se referă la trei aspecte. Descentralizarea financiară, finanțarea urmează elevul. Ești o școală bună, ai mulți elevi, ai mulți bani. Nu ești o școală bună, dispari. Copiii trebuie duși în școlile în care ei pot învăța, acolo unde și resursa umană este de calitate. Și cum să vă spun, și resursa umană are nevoie de un mediu în care să se dezvolte. 2. Descentralizarea de resursă umană. Școala trebuie să-și angajeze profesorii. Profesorul trebuie să fie legat de școală, nu de sistem. Dumneavoastră unde lucrați? În sistemul media sau la acest post de televiziune?
Așa trebuie cine să fie vă ține? Păi spuneți-mi, ce te ține? Te ține un concept abstract, sistemul, sau te ține școala în care tu muncești zi de zi? Și în al treilea rând, descentralizarea curriculară. Da? Iarăși, și aici, și au fost încercări din punctul acesta de vedere. Un anumit procent, într-un anumit procent, discipline care trebuie stabilite la nivel național, cum îi spunem noi, planul cadru, și apoi discipline lăsate la dispoziția școlii, la decizia școlii, în funcție de contextul și de nevoile fiecărei comunități școlare. Dacă tu ai o școală în care 70% dintre copii sunt analfabeți, faci Shakespeare sau faci alfabetizare? Că așa impunem de la centru. Ce faci? Ce înseamnă să ai un învățământ care se adresează nevoilor copilului? Știți cum? Suntem experți în lozinci și în a vorbi mult și a nu spune nimic. Păi uitați-vă un pic la documentele care apar, la declarațiile politice. Da, lozinci de acest tip. Da. Mă gândeam că lozinci de succes. A, nu. Bun, ne-ați spus ne e frică să definim succesul. Deci am avut semnale, acest lucru, semnale și suficiente și destul de tari. Vă mai dau unul. Acum 2 ani, la nivel european, a fost un raport al grupului de experți la nivel înalt al Comisiei Europene cu privire la situația analfabetismului funcțional din Europa. România este într-adevăr pe ultimul loc și au fost semnale date și chiar la nivel european, la nivelul Comisiei Europene, există preocupări majore vis-a-vis de analfabetismul din România. Nici acesta nu este un semnal, oare? În anul 2000, când Germania a participat, și ca și noi de altfel, la testele PISA, ea s-a situat undeva la mijlocul clasamentului. Știți cum au definit nemții povestea aceasta? PISA șoc, PISA șoc. Deci șocul PISA. După povestea aceasta, toate politicile educaționale și demersurile pe care ei le-au făcut au avut în vedere eradicarea analfabetismului funcțional sau diminuarea acestuia. Ați auzit de multe ori vorbindu-se în România despre analfabetismul funcțional, deci, având în vedere că aproape jumătate dintre copiii noștri sunt analfabeți funcțional, eu cred că mai mult. Ca să nu mai vorbim, atât mai sunt, ca să nu mai vorbim despre analfabetismul funcțional al adulților. Nu există nici un studiu care să-mi spună care este nivelul de alfabetizare funcțională a adulților. Oricum e unul dintre cele mai scăzute. Probabil suntem la același nivel ca și în, cred că mai rău, ca și în clasamentele celelalte. Păi, acolo suntem la ultimul loc. Ca expert Aracip, merg în școli și discut foarte mult și cu părinții. Nu vreți să știți cam cum este în mediul rural, care este nivelul de educație al părinților. Dacă toate aceste lucruri sunt, cum să spunem, sunt evident de luate în calcul, dar de ce nu se mișcă nimic? Sau de ce vin la școală copiii? Parcă aceasta e întrebarea care rezultă după un tablou pe care l-ați făcut dumneavoastră, dar nu doar dumneavoastră. Spun că din raportul acestei comisii despre care vorbeam din 2006 reieșea că sistemul de educație este inechitabil. Da, sunt patru caracteristici ale lui. Este inechitabil, este lipsit de relevanță, este ineficient și este lipsit de calitate. Și pot explica fiecare caracteristică. Ori se mai găsesc încă suficiente voci care spun că există învățământ bun, de calitate, luăm premii la olimpiade internaționale, suntem și e o realitate, numai că ce nu spun aceste voci este faptul că numărul sau procentul olimpicilor noștri nu depășește 0,003%. Putem concluziona că sistemul, principala caracteristică a sistemului românesc de educație este performanța, așa cum o definesc ei, având în vedere ceea ce am spus puțin mai devreme? Sau putem spune că avem un sistem de educație eficient sau bun? Și ar trebui să definim niște termeni. De exemplu, dacă dumneavoastră aveți curiozitatea să întrebați 5 părinți ce înțelegeți printr-o școală bună, veți obține 5 răspunsuri diferite. Dacă veți întreba 5 profesori, veți obține la fel 5 răspunsuri diferite, pentru că noi nu ne-am redefinit conceptele
de școală bună, de profesor eficient, de școală eficientă, de educație de calitate. Educație de calitate am început să redefinim datorită Aracipului, da? De aceea m-ați întrebat ce e la succes când am spus. Da, da, exact, asta e. Până la urmă, ce înseamnă succesul școlar? Din punctul meu de vedere, nu înseamnă să fii pe primul loc, nu înseamnă să fii olimpic, în primul rând, ci înseamnă ca de la o etapă la cealaltă să înregistrezi progres. Și copiii care vin la școală și vin la școală, pentru copiii aceștia, aceasta ar trebui să fie preocuparea noastră. Dacă astăzi era aici, unde este mâine, unde este poimâine, unde este anul viitor, adică în ce măsură copiii aceștia progresează. Eu trebuie să-i măsor progresul, nu să-l măsor pe copil prin comparație cu ceilalți. Și progresul, iarăși, cineva ar putea gândi că progresul este acumularea de cunoștințe. Ori dumneavoastră spuneți că nu e, nu pentru asta trebuie să... Eu nu cred că, nu cunoștințe, bine, sunt anumite cunoștințe de bază, nu vreau să neg totalmente lucrul acesta, mă înțelegeți, sunt niște fundamente, da? Dar școala nu se mai reduce doar la cunoștințe. Chiar m-am gândit, mă referam, da, chiar m-am gândit că, de exemplu, atunci când eu am fost elevă, poate că și dumneavoastră când ați fost elev, sursa principală de cunoaștere era profesorul, era împărțitorul cunoașterii, până la urmă, distribuitorul cunoașterii și manualele. Dar acum, copiii noștri și noi avem acces la așa de multă informație încât nu aceasta e problema, nu informația. Noi nu mai avem capacitatea să reținem toată informația pe care o avem la dispoziție. Avem nevoie de altceva. Avem nevoie de capacitatea sau de deprinderea, de competențe, de a învăța în mod constant, de a înțelege textele care ne stau în față, de a procesa informația și mai mult decât atât, de a o folosi atunci când am nevoie de ea și de a ști unde o găsesc. Pentru că oricât de mult am încerca, nu reușim să reținem tot ceea ce apare și ceea ce ne este pus la dispoziție. Se spune că la fiecare două luni, informația tehnologică se dublează. Vă puteți da seama? Foarte multă informație. Vă propun să luăm o scurtă pauză. Continuăm discuția noastră despre sistemul de educație, despre bacalaureat, după câteva momente și revenim la Vocile Iașului. Continuăm dialogul de la Vocile Iașului despre bacalaureat și despre sistemul de educație din România, împreună cu profesorul Liliana Romaniuc, expert al Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar. După acest tablou, care nu este chiar atât de plăcut și bine, rezultatele se văd și așa arată ele pentru noi, legate de sistemul de educație, vreau să vă întreb, pentru că acum elevii merg să 75% din cei care au terminat clasa a 12-a merg să dea bacalaureatul. De ce trebuie să meargă ei la școală? Să mergem, să ne întoarcem pe fir până spre clasa 1? De ce merg ei la școală acum? Care sunt rezultatele? Și de ce ar trebui să meargă? Să încercăm să facem acest mic joc. Acum, școala este o instituție extrem de importantă în societate. Dar vreau să vă spun că sunt țări în care copiii fac școala acasă. Există sistemul acela de homeschooling. Și există chiar o mișcare în Statele Unite și nu numai în Statele Unite este tradiție chiar, dar în Europa există o mișcare de susținere a acestui mod de a face școală, tocmai ca o reacție la incapacitatea școlii de a face ceea ce trebuie pentru copii. Adică oamenii în Statele Unite sunt nemulțumiți de modul acesta a sistemului și spun, facem noi... În Statele... Și 2, 3, 4 familii se cuplează, există curriculum pentru homeschooling, există sisteme de evaluare și ce voiam să spun este faptul că studenți foarte buni și chiar elevii cei mai buni par a fi, în Statele Unite, a fost un studiu pe care l-am citit, cei care au făcut homeschooling. Și când spun asta, nu mă refer doar la cunoștințele lor academice, ci mă refer și la caracterul lor, la capacitatea lor de a relaționa cu ceilalți, la implicarea lor în societate și așa mai departe. De altfel,
Există și în România astfel de inițiative, aș putea spune. Cunosc câțiva părinți care s-au constituit într-o asociație de susținere a acestui mod de a-și educa copiii. Din nou spun lucrul acesta ca o reacție la incapacitatea școlii de a fi ceea ce trebuie. Eu sunt crescută în țara aceasta, sunt până la urmă produsul școlii românești. Și mie mi-a plăcut școala, vă mărturisesc. De altfel, toată viața mea de la vârsta de 3 ani a fost în școală, fie că a fost vorba de grădiniță sau de școală primară, deci acolo școala e viața mea. Fac o mică paranteză, am dus școala și acasă pentru că mi-am pregătit lecțiile și mi-am amintesc de fiica mea care avea vreo 4-5 ani, am mers la bunica ei și avea în mână un caiet și mama mea m-a întrebat, dar ce faci, Rebecca? Și a spuneam, fac planul de lecții pentru mâine. Deci școala am dus-o și acasă, da? Prin urmare, cred că școala este importantă și cred că este important ca copiii noștri să vină la școală, nu doar pentru informațiile sau formarea lor academică, deși este un element foarte important. Cred că ar trebui să privim lucrurile holistic și anume formarea lor academică, formarea lor din punct de vedere al personalității, a formarea caracterului, dezvoltarea lor socială, dezvoltarea lor fizică, dezvoltarea creativității. Sunt foarte, foarte multe motivele pentru care copiii trebuie să vină la școală. Până la urmă, școala te formează. Nu. Până la urmă, școala ar trebui să te formeze. Pentru că, din păcate, și o spun cu toată tristețea unui profesor și a unui părinte, am văzut și vedem că școala îi deformează pe copii, pe mulți dintre copiii noștri. Este un expert în educație foarte cunoscut, vă recomand să-l căutați, se numește Ken Robinson și el are multe cărți scrise, una dintre ele face furori în Statele Unite ale Americii, dar și în lumea educațională mondială. Din păcate, nu se știe prea mult în România despre el. El spune că școlile ucid creativitatea copiilor și aceasta este o realitate. Pentru că copiii intră în școală creativi, gata să facă orice și uitați-i cum ies. I-am văzut la finalul clasei a 12. Știți ce era interesant? Și vă propun să faceți lucrul acesta. Să faceți un sincron cu niște copii, câțiva copii de grădiniță și apoi cu câțiva copii de clasa 1, câțiva copii de clasa 5, de clasa 9 și absolvenți de liceu. Și puneți lucrurile acestea, imaginile acestea împreună și vom avea, cum să vă spun, surprize. Regresul. Poate nu regresul, dar nu știu, merită să faceți lucrul acesta. Regresul acesta al spontaneității, da, al inventivității. Al creativității, al autenticității până la urmă, da? Asta trebuie să facă școala. Din păcate, școala deci românească nu face lucrul acesta. Mai mult sau mai puțin formal, în care au rămas nu, aceste nu asta, scheme nu cred că aceasta rigide. Este problema. Noi avem o școală de secolul 19. Și vrem să formăm copii pentru secolul 21. Despre asta e vorba. Vreau să vă spun că programa de matematică este neschimbată de pe vremea când am învățat eu. Când nu aveam la dispoziție toate aceste device-uri și toate calculatoarele și exact. Sunt aceleași noțiuni și aceleași lucruri. Cineva îmi spunea, da, matematica e aceeași. E adevărat, dar lumea nu mai este aceeași. Sunt anumite lucruri care trebuie să rămână acolo, dar sunt lucruri care trebuie schimbate și trebuie schimbate. Ce studiază copiii la limba și literatura română? Ce am studiat și eu și am urât? Ion, Pădurea Spânzuraților. Ce relevanță au aceste romane, aceste texte pentru copilul care trăiește în secolul al 21-lea și care interacționează instant aproape cu colegul lui din Japonia sau cu cel din Statele Unite sau cu cel din Anglia. Spuneți-mi și mie ce relevanță are. Dovadă că ei, în cazul cel mai fericit, învață niște lucruri pe de rost pe care le reproduce la un examen și eu, profesor, îi pun o notă și sunt fericită că a învățat și școala va avea un procent foarte mare de elevi promovați. Absurd. Vorbesc despre device-uri și de modul în care se transmite informația. Există, cel puțin în teoriile comunicării și ale mass media, se spune că mijlocul prin care se transmite informația este informația. Adică device-urile devin absolut vitale, indiferent că matematica e aceeași sau s-a schimbat. Și vreau să vă spun următorul lucru și îmi repet în primul rând mie însă. Fie că îmi place sau nu îmi place, cu acestea trebuie să lucrez pentru că acestea sunt
instrumentele pe care le folosesc copiii noștri și aceasta este limba pe care ei o vorbesc. Dacă eu nu fac eforturi să învăț limba lor, vom trăi în două lumi diferite și vom vorbi două limbi diferite. Ceea ce se și întâmplă astăzi. Dumneavoastră ați spus în prima parte a emisiunii despre nevoia profesorului de a fi nu doar cel care distribuie cunoașterea exact. La Vocile Iașului, nu este deținătorul suprem al cunoașterii. La Vocile Iașului a fost invitat Dominic Volton, un expert în comunicare din Franța, care spunea ceva asemănător cu referire la jurnaliști și vorbea despre inflația mare de informații. Acum toată lumea poate să ia informații fără să neapărat să apeleze la jurnaliști și atunci el spunea cu atât mai mare este nevoie de jurnaliști pentru că ei trebuie să devină repere și ei trebuie să devină, mă rog, să fie... Aveți astfel de jurnaliști? Aveți astfel de profesori? Aici e întrebarea comună în ambele... Da. În ambele mă plagiați? Într-un fel. Da. Vreau să mai întreb un lucru. Se vorbește răspunsul este și da și nu. Cred că profesorii noștri nu sunt încă obișnuiți să fie îndrumători, să fie facilitatori, să fie, dacă vreți, cei care îi ajută pe copii să discearnă, să proceseze informația, să o discearnă. Adică și să se înțeleagă. Convertit din distribuitor sunt puțin, de cunoaștere sunt foarte puțin aceștia și aceasta din câteva motive. Unu, sunt extrem delegați de tot ceea ce înseamnă educația aceasta pe care ei au primit-o și de experiențele personale prin care ei au învățat. Dacă eu am învățat ceva, cred că experiențele prin care eu am învățat vi se potrivesc și dumneavoastră, ceea ce este profund fals. Nu. Ca profesor, ca adult care mă ocup de copii, trebuie să văd exact ce îi se potrivește copilului respectiv sau grupului de copii respectiv. În al doilea rând, profesorii au în continuare o rezistență față de folosirea tehnologiei informatice și asta creează o distanță între noi și copii. Și atunci, mai bine nu știu ce știe copilul din acele surse și dau eu ce cred că ar trebui să știe. În al treilea rând, lucrul acesta vine și dintr-o pregătire inițială a profesorilor la nivel universitar, din punctul meu de vedere, extrem de deficitară. Problemele, de fapt, încep în ceea ce îi privește pe profesori, de la cei care doresc să devină profesori și dacă nu știați, vă spun eu că absolvenții cei mai slabi de liceu se duc la facultățile unde pot deveni profesori și asta explică mult din ceea ce am discutat noi astăzi. Doi, cursurile pe care ei le iau nu au aproape nici o legătură cu ceea ce ei urmează să facă. Multe dintre ele sunt cursuri care, în fine, sunt pe placul profesorilor care le predau, dar nu au legătură cu realitatea școlii și nu au legătură cu nevoile studenților respectivi. Trei, notele lor, nebunia aceasta a păstrării catedrelor și în învățământul superior, dar și în învățământul preuniversitar, îi determină sau îi face pe profesori să îi treacă și pe cei care nu ar merita. Da? Și după aceea au intrat în sistem și încep alte lucruri și așa mai departe. Adică e foarte complex. Da, e foarte complex. De aia spuneam la început și este esențial, este vital lucrul acesta, noi avem nevoie de o strategie. O strategie îi are în vedere și pe profesori, începând cu formarea lor inițială și apoi formarea lor continuă, are în vedere curriculumul, are în vedere organizarea sistemului pe cicluri de învățământ, câți ani, organizarea școlilor, managementul școlilor și așa mai departe. Finanțarea școlilor. E adevărat. Tot dumneavoastră spuneți... Dar și rolul părinților. Și aici e o discuție întreagă, exact. Ar trebui câte o emisiune pentru fiecare din aceste capitole. Și invitați și părinți. Și sunt gata să vin oricând mă chemați. În Coreea de Sud, primii 5% absolvenți de liceu se îndreaptă spre facultăți care îi pregătesc să devină... Iar în Finlanda primii 10%. În Finlanda primii 10%, spuneți tot dumneavoastră. Cum facem cu profesorii? Cel puțin din discuțiile pe care am mai purtat la Vocile Iașului, este o mobilitate, să-i spunem așa, foarte mare, pentru că sunt foarte mulți care intră în sistem și apoi
pleacă, părăsesc sistemul. Și pe bună dreptate. Exact. Sunt câteva elemente salarii, aici. Mai corect spus. Din punctul meu de vedere, alea nu sunt salarii, alea sunt ajutoare sociale. Exact. Deci profesorul nu primește un salariu din punctul meu de vedere. 1000 de lei pe lună este absolut umilitor. Da? Și deși sunt foarte multe lucruri care nu îmi plac la profesorii noștri, dați-mi voie să vă spun că încerc să înțeleg. Ce nu înțeleg este de ce rămân. De ce să fii umilit de un stat care nu te valorizează? Nu rămâne acolo, pleacă. Și dacă ar pleca toți și n-ar mai rămâne profesori în țara aceasta, mă gândesc că poate ne-am trezit și am spune, hei, nu se poate fără profesori. Aș merge pe o măsură radicală, da? Deși nu mă caracterizează radicalismul. Aș îngheța anul școlar, aș duce profesorii toți la formare, le-aș da niște salarii decente la intrare în sistem în primul rând. Pentru că dacă eu îi dau profesorului salariu de 1000 de lei, cum să vină absolvenții buni? Dar ia să-i dăm măcar 2000 de lei la intrare în sistem. Și după aceea creșterea să fie, în fine, ceva mai puțin accentuată ca să ajungă, știu eu, la un salariu mai mare. Pentru că salariul mare la ieșire din sistem nu mai este... Cum să vă spun, nu mă ajută să-mi atrag o resursă umană de calitate. Nu spun că profesorul ăia nu merită, pentru că și eu mă număr printre ei până la urmă. Dar nu despre asta e vorba, ci e vorba cum atrag o resursă umană de calitate. Deci asta e unul, salariul. Doi, e vorba de modul în care sunt percepuți profesorii. Și acum să nu considerați că sunt treia cu dumneavoastră, pentru că chiar nu sunt, apreciez foarte mult ceea ce faceți. Dar câte articole, câte emisiuni vedem în care să fie scoase în evidență lucrurile bune și frumoase pe care totuși unii dintre oamenii aceștia le fac. Și repet, ce am încercat să spun puțin mai devreme, am făcut evaluarea școlilor și am mers în județul Vaslui în mod special și aproape că îl cunosc ca pe propria în palmă, zeci, sute de kilometri prin niște chestii care se numesc, pe care ei le numesc drumuri, dar nu sunt drumuri, de asta am și spus așa, alea nu sunt drumuri, da? Ei, oamenii aceștia merg acolo și fac navetă. Ce poți să-i cere acestui om și nici măcar nu e respectat de primar? Nu este plătită naveta aia, care, în fine, ar fi trebuit să se ducă în salariul lui, să nu rămân la cheremul unui primar care îmi dă sau nu-mi dă banii de navetă. Deci, cum să vă spun, sunt niște lucruri absolut anormale. Și uneori, dacă e ceva ce mă doare pe lângă toată povestea aceasta legată de copii cărora efectiv le frângem viitorul, este faptul că profesorii și-au pierdut demnitatea. Și nu poți tu, o persoană în permanență nemulțumită, frustrată, adică să transmiți altceva, exact, să transmiți altceva decât aceste lucruri copiilor. Prin urmare, e vorba despre cum îi vedem noi pe profesor, noi societatea, câtă încredere avem în ei. Pentru că, nu știu dacă e în articolul acela al meu, în Finlanda, ce spune profesorul este literă de lege. Dacă profesorul îți spune ție că copilul acesta nu este pentru liceu, dar este pentru învățământ vocațional sau profesional, părintele nu îndrăznește să pună semn de întrebare în dreptul a ceea ce a spus profesorul, ceea ce nu e cazul la noi. Lipsă de respect față de profesor. Sigur că aici este o altă discuție, că nu merită, că merită. Nu, dar la un moment dat trebuie să pui punct. Ok, așa a fost până acum. Din momentul acesta este altfel. Pentru că altfel suntem în acest cerc vicios, extrem, extrem de periculos și iată unde suntem. Zilele trecute vorbeam cu cineva și ne puneam întrebarea aceasta, oare cât de jos putem să mai mergem cu sistemul de educație? Pentru că de fiecare dată spun mai jos, de atât nu se poate. Și când spun asta, nu mă refer la rezultatele copiilor, la un examen sau la altul, mă refer la ceea ce ați prezentat la început. Copiii aceștia nu știu să vorbească românește, copiii aceștia nu pot gândi. Oamenii aceștia, ca mâine, poi mâine, vă vor face dumneavoastră dinții, mă vor consulta pe mine, îmi vor asigura mie eventual pensia. E dramatic, da? Apoi, profesorii aceștia despre care vă spuneam, fac navetă, mulți dintre ei. Dorința lor este să plece cât mai repede de acolo, pentru că condițiile din școli sunt de ce secolul XIX? E prea mult spus. Atunci cred că erau... Nu pot fi descrise unele dintre ele. Am mers toată iarna și am făcut evaluări de școli. Este frig. Ai toaletele undeva în curte, în grădina școlii, pe undeva. Sunt, cum să vă spun, este absolut inuman ce se întâmplă. Deci... Nu le poți cere unor oameni. Nu toată lumea este chemată să se sacrifice pentru ceilalți. Nu pot toți. Da? Deci un prim pas ar fi cumva... ca o comunitate să investească foarte mult în
în școală. În aceste cazuri. Dacă vorbim despre comunitățile foarte sărace, cum să investească, cred că avem o lege care spune că învățământul este gratuit și că fiecare copil are dreptul la educație. Păi asta este responsabilitatea statului. La Luzin ce-ați spus că ne pricepem? Stimate domn, atâta vreme cât noi scriem în lege 6% pentru educație, știți că acel 6% pentru educație ar duce educația la un nivel incredibil. Dar da? Nu se respectă. Nici măcar 3. Suntem în jur la 3. 3,1, 3,2. Avem exemplul Poloniei. Nu ne place Coreea de Sud, nu ne plac țările asiatice care investesc enorm în educație, nu ne place nici Finlanda, că sunt reci și blonzi, dar avem pe polonezi, care cumva au trecut și ei printr-o perioadă urâtă, perioada comunistă. Este țara care a înregistrat cel mai mare progres în ceea ce privește rezultatele elevilor, nu doar la testele internaționale, dar pe toate domeniile. Este țara care până la urmă și economic s-a distanțat de toate celelalte țări fost comuniste. Da? Nici asta nu ne spune nimic. Ungaria vine puternic din urmă. Eu cred că și bulgarii se vor trezi. Vreau să vă spun că acum două săptămâni am fost la Chișinău și avem un parteneriat cu o școală de acolo și lucrez cu profesorii de acolo. Mai mult decât aici. Bine, cineva îmi spunea. Da, cineva îmi spunea că n-am fost în mediul rural și e adevărat, dar voi merge. Da? E mult de spus și sunt foarte multe lucruri care trebuie făcute și aș vrea să mai spun ceva. Eu sunt critică. Mai avem cam 2 minute. Eu sunt critică cu sistemul de educație, dar sunt critică nu stând pe margine și aruncând cu piatra. Nu, sunt implicată. Și cred că sistemul se poate schimba doar în măsura în care eu sunt gata să schimb, să recunosc niște lucruri, să mi le asum și să schimb în viața mea, la catedră, în viața mea profesională, să schimb modul în care făceam orele, paradigmele în care gândesc, practica de la clasă și așa mai departe. Acesta este un nivel. Există un al doilea nivel, nivelul managementului. Cu un management educațional total neprofesionist nu poți face performanță. Directorii noștri nu știu carte de management educațional. Ei știu în cazul cel mai fericit carte de matematică, de fizică, de chimie și așa mai departe. Și îi prețuiesc, fac niște lucruri extraordinare, mulți dintre ei. Dar nu poți avea performanță în ceva ce nu ai competențe și cunoștințe. Și un al treilea nivel este nivelul decizional, nivelul instituțiilor statului care trebuie să creeze cadrul și să asigure resursele, evident. Voiam să vă întreb și aceste lucruri, dar și e bine că le-ați amintit dumneavoastră, chiar dacă suntem acum la finalul acestei discuții, pentru că cumva se pune aceeași problemă sau s-a pus și în cazul spitalelor, de exemplu. Un chirurg trebuie să aibă în același timp competențe de manager ca să fie manager. La fel în cazul, în mod clar, spuneți dumneavoastră, în mod și clar, în cazul școlilor, în mod clar, liceilor. Avem nevoie de un institut național de management educațional și avem nevoie de un institut național pentru formarea profesorilor, pentru că altfel fiecare se formează în felul lui și nu se adună de niciun fel împreună tot ceea ce știe unul sau celălalt pentru binele copilului și pentru nevoile copilului. Nu stăm strălucit în concluzie. Am ajuns la finalul emisiunii. Mi-ar plăcea să mă invitați odată și să spun că stăm mai bine decât data trecută. Poate data viitoare și cât mai repede. Peste 20 de ani aveți de gând să mă invitați. Nu, data viitoare, nu știu, cât mai repede. Da. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la Vocii Iașului. Liliana Romaniuc, expertă Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar. Așteptăm și opiniile dumneavoastră la adresa de e-mail la emisiunii vocileiasului@digi24.ro sau pe pagina de Facebook, facebook.com/vocileiasului. Sunt Ovidiu Mihaiuc, ne revedem mâine de la ora 19. Seară liniștită!